Unde fugim de vreme și de vremuri? Unde găsim aerul proaspăt pe care să-l inspirăm și care să ne inspire? Într-o galerie de artă, acolo unde realitatea are o altă dimensiune, unde arta construiește prin discursuri, uneori complementare, alteori paralele. Partea de grafică este semnată de Mircea Nechita, un artist vizual cu peste 20 de ani de creație și care rămâne consecvent uneia dintre temele reprezentative. Casa, nu ca arhitectură, ci ca trăire, ca spațiu al locuirii și al simțirii. Am venit cu o idee oarecum unitară în sensul ăsta a firului meu expozițional, a poveștii mele. Și sunt lucrări care aparțin toate aceluiași ciclu, casa, obsesie și temă plastică, doar că sunt două tipuri de lucrări și anume unele mai ceva mai vechi și care sunt făcute fie având numai ca temă aceasta, fie ilustrare a temei și a căutărilor respective în lucrări de altă natură, care sunt și expuse oarecum separat în prima sală. Și pe lângă aceasta este un ciclu de lucrări tot pe aceeași temă care sunt făcute, să zicem așa, special pentru asta și care sunt expuse separat. Este o ilustrare a ideii respective, a obsesiei acesteia care s-a transformat în temă plastică și care este oarecum întoarsă pe toate fețele. În general, la mine, ciclurile de lucrări și temele de interes nu sunt pe perioade strict delimitate și care încep la un moment dat și se sfârșesc la un alt moment dat. Discursul plastice paralele reprezintă un proiect expozițional în care pictura și grafica se întâlnesc pe simeze într-un concept bazat nu pe asemănări, ci pe deosebirile dintre cei doi artiști, de personalitate, stil, tehnici, tematici, deosebiri în artă și în viață. Aș spune că în dialog și între noi doi, și între cele două tehnici, pe ponder în pictură și grafică, în dialog mai mult al diferențelor decât al apropierilor, deși există niște apropieri, în linie mai mult, al unor tensiuni. Două drumuri și două destine distincte în viață și în artă se întâlnesc pe simeze. Mircea Nechita cu a sa casă, obsesie și temă plastică, la care se adaugă lucrări care completează pe parcurs această temă recurentă a creației sale. Și Daniel Crăciun, care aduce pictura, colajul și fotografia, pe care le subordonează nevoii sale de a se adapta realității înconjurătoare. Expoziția e cea mai serenă, să zicem așa, mai tematică. Am revenit pe ciclul acesta al vegetalului și al rețelelor vegetale și nu numai, văd aici o metaforă, că rețea neuronală, rețea vegetală, sunt niște lucruri legate. Și câteva lucrări, să zicem așa, o tematică la fel, apropiată de ceea ce trăim, să zicem, social-politică mai degrabă, dar de fapt e o satiră. Deci sunt și lucrări dintr-o zonă mai expresionistă, mai dură, mai pregnantă, neo-expresionistă mai degrabă. Colaj, chiar și fotografie, dar fotografie plasticistă, nu fotografie de turist sau mai știu, da. Nu de documentară. Da. Colajele astea aparțin mai mult în felul de obiecte, te joci mai mult, mai ușor cu ele, poți să crezi niște povești, niște anecdote, depinde. Fiecare colaj poate să spune ceva, să te trimite către ceva benefic, la ceva dramatic, la nu știu. Sunt multe sentimente pot fi exprimate. Și, cum zicea Vrâncușcă, dacă nu mai ești copil, ai murit de mult, apropo de joc, că e un fel de, se referă și la joc, e un joc plastic, până la urmă, primul, dar e totul ceva ludic, până la urmă. Te trimite așa la o despărțire de prea multă seriozitate, să zicem așa. Între ludic și grav sau dramatic, între lumea reală și cea imaginată, artistul găsește prin creația sa o formă de eludare a cotidianului, pe care ne-o propune și nouă ca antidot nu la uitare, ci la înstrăinare.
Arta, la modul general, a fost într-o perioadă de suferință, efectiv. Arta este ceva ce are nevoie de oameni, arta este o comunicare, în primul rând, o transmitere de emoții, de idei, indiferent că o faci prin imagini statice, prin imagini de film sau prin muzică sau teatru sau altceva. Arta, fără creator, dar și fără receptor, nu poate funcționa. Și atunci, dacă acest dialog nu mai poate să aibă loc în condiții, mă rog, cât de cât normale, cât de cât bune, deja lucrurile se strică. Arta e o terapie și pentru public și pentru noi înșine de multe. E o formă de rezistență, de autoapărare, pentru că noi suntem sensibili, nu suntem chiar ca oricine, de-aia ne-am și apucat să facem arta. Paralele ca discurs, dar convergente ca intenție, cele două expuneri unitare în diversitate vă așteaptă până pe 30 martie la Galeria Simeza.